Ziua 308. Și da, cine mă ascultă își dă seama că ziua 307 nu a fost un episod. Îmi pare rău, am fost cu fetița mea la spital și nu am apucat să înregistrez un episod. Dar am să încerc să încorporez episodul de 307 cu episodul de astăzi, de 308. Și sunt sincer foarte curios ce abominație o să-mi iasă. Având în vedere că am febră, că am oricum o română de nota 5 și am un sfert de oră să combin două scripturi primite în engleză. Deci astăzi, autoritățile ucrainene au publicat rezultatele lovirii bazele rusești despre care nu v-am povestit ieri. Dar cei dintre voi care aveți al 6-lea sau al 7-lea sens, sigur vă amintiți că am vrut să vă spun că ieri știrile locale au relatat despre o concentrație semnificativă a forțelor ruse în Mariupol. Apoi, din Mariupol au pornit convoaie uriașe cu recruți și echipamente ruse noi sosite, care s-au deplasat în direcția Tocmac și Melitopol, iar ieri au fost semnalate și o serie de explozii lângă Tocmac, exact acolo unde au ajuns forțele ruse. Dar se vede că astăzi avem mai multă informație, că s-a confirmat că ucrainenii au bombardat mai multe tabere cu recruți ruși noi sosiți și hangare cu echipament transportat. Oficialii ucraineni au raportat că 150 de militari au fost răniți și sunt între 200 și 300 de morți. Pe lângă pierderile umane, rușii au suferit și pierderi de echipamente. Oficialii ucraineni au raportat că au distrus un sistem de rachete antiaeriană S-300 și 8 unități de echipament militar de diferente tipuri. Ucrainenii au distrus și un depozit cu muniție, deci a fost o bombardare foarte reușită pentru ucraineni și o mișcare foarte costisitoare pentru ruși. De fapt, forțele ruse chiar au început să dezerteze în masă după aceasta. Și sincer, e cam înțeleg. Nici măcar nu ai ajuns pe front, nici măcar n-ai primit chiloții de schimb și deja jumătate din unitate e moartă. Te pune pe gânduri. Și dacă ne luăm după servicii de informație ucraineană, adică securitatea Aleluia, potrivind informațiile preliminare, aproximativ 200 de militanți ruși au avut același gânduri și au dezertat. Situația e atât de gravă încât rușii au alocat divizii de Rosgvardia pentru a-i prinde și le-au trimis deja în orașul Primorsk pentru a efectua operațiuni de căutare. Dar chiar și atunci când o să prindă dezertorii, probabil că vor fi închiși mulți ani, ceea ce înseamnă că nu se vor întoarce pe front. Așa că, dintr-o lovitură, ucrainenii au scăpat de vreo 500 de soldați ruși, jumătatea dintre aceștia a fost scoși direct cu lovitura, în timp ce o altă jumătate a părăsit de teama de a nu fi următoarea țintă. Iar temerile lor erau justificate pentru că, cu puterile noastre magice de a sări zile întregi, știm că în următoarele 24 de ore, aviația ucraineană a mai desfășurat 4 lovituri în zonă și, pe deasupra, au vizat și 2 puncte de control. Unitățile de artilerie ucraineană schimbă foarte rapid soarta în est. Comandanții ruși responsabili de regiunea Zaporijia și Donbas păreau că nu erau pregătiți pentru asta. Dar asta e știre deja. Cred că și în următoarele sute de ani, când o să se învețe despre războiul ăsta, în facultatea Sandu Ciorbă, în New Bucharest, de pe martie, singurul lucru care se va ține minte despre războiul ăsta e că rușii nu au fost pregătiți. Anterior, ucrainenii și-au concentrat artileria într-o anumită zonă pentru a pregăti pentru o operațiune de contraofensivă. Deci, la început, ucrainenii s-au concentrat excesiv asupra regiunii Kharkiv, apoi asupra regiunii Kherson, apoi din nou asupra regiunii Kharkiv și apoi din nou asupra regiunii Kherson. Deci, Zaporijia și Donbas au fost excluse din petrecere și au adormit la volan. Iar acum, ucrainenii și-au extins treptat brigăzile de artilerie. Potrivind militaryland.net, ucrainenii au alocat o brigadă de artilerie pentru a controla regiunea Zaporijia, una pentru Donetsk, una pentru Luhansk și două pentru Bahmut. De ce rușii nu s-au pregătit pentru așa ceva? Nu știu. Am chiar vorbit deja despre cât de mult s-au afectat operațiunile rusești în regiunea Bahmut, deoarece, după cum vă amintiți, odată ce forțele Wagner au suferit prea multe pierderi și au avut nevoie urgență de întărire, ucrainenii au început să lovească principalele baze rusești și depozite de muniții din regiune. Drept urmare, ucrainenii au luat inițiativa și au împins pe ruși din zona rezidențială din partea de est a Bahmutului. Am și vorbit despre cât de mult s-au afectat operațiunile rusești în regiunea Lugansk, pentru că, după cum vă amintiți, ucrainenii au vizat principalele centre logistice și au lovit convoaiele care se îndreptau din Rusia pentru a stabiliza linia de front. Și drept urmare, multe trupe pur și simplu nu au ajuns pe front. Acum putem observa o situație foarte similară în Zaporijia. Pe bune!
De fapt, este practic același lucru ce s-a întâmplat în Luhansk. Rușii au trimis convoi uriașe de trupe, care au fost urmărite și distruse în apropierea principalele centre logistice, fără să ajungă niciodată pe front. Dar aici se vede că este și mai trist pentru ruși, pentru că trupele care erau deja pe front au început să le abandoneze. Mulțumesc frumos pentru audiere și azi vreau să chiar mulțumesc frumos pentru toți cei care au lăsat comentarii și m-au contactat pe Reddit. Bă, unde e episodul 307 și cum stai cu reacția alergică la poloniu? Deci chiar mulțumesc frumos, sunt chiar uimit că cineva mă ascultă, cum stau aici și mă celăresc limba română. Mă bucur că totuși sunt oameni care apreciază informația și nu doar ambalajul. Deci dacă nu vă scârție prea mult vocea mea în ureche, sper să ne auzim și mâine. Sănătate!